Cancer. Un cuvânt pe care unii îl rostesc cu teamă, alții cu o durere deja instalată în suflet. Momentul în care un părinte sau un bunic primește diagnosticul crunt, familia întreagă este afectată și suferă. Unii dintre copii află prea devreme ce este lipsa și singurătatea. Amintirile frumoase sunt înlocuite cu momente de care nu vor dori să-și aducă aminte. Mamele sau tații care ar trebui să fie lângă copiilor zac pe un pat, plângând neputincioși. Bunicii cărora le-ar plăcea să fie în parc și să se joace cu nepoții lor se luptă să supraviețuiască măcar încă o singură zi. Cancerul se răspândește rapid pe întreaga planetă. Aproape fiecare persoană din această încăpere cunoaște pe cineva care a avut o tangență cu cancerul. Dar lucrurile nu trebuie să rămână așa. Iisus spune în Ioan 10 cu 10: Eu am venit ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug. În colaborare cu ASI România, Biserica Adventistă de ziua 7 din România și Loma Linda University Health, construim primul spital adventist din Europa de Est. Acesta este situat în municipiul Târgu Mureș, România, pe malurile verzi ale râului Mureș. Spitalul va avea 150 de paturi, peste 9000 de metri pătrați și se află pe un teren de 5 hectare. Construcția a început în luna martie 2022 și va fi finalizată până la sfârșitul anului 2023. Prin inițierea acestui proiect ne angajăm să continuăm să învățăm și să-i vindecăm pe oameni asemenea lui Iisus Hristos. La fel ca Iisus, trebuie să-i ajutăm pe oameni să se vindece, dar trebuie și să-i educăm în ceea ce privește prevenirea bolilor, să învățăm cum să aibă un stil de viață mai bun și cum să se apropie mai mult de Dumnezeu. Ideea unui spital adventist în România a luat naștere în anii 1990. Însă cu 5 ani în urmă, ideea a fost pusă în practică și Dumnezeu ne-a arătat clar că a venit timpul ca acest pas să fie realizat. Și timpul este acum. Centrul medical de excelență va avea o abordare multidisciplinară integrată în ceea ce privește prevenirea, diagnosticarea și tratarea cancerului. Va derula programe de prevenire, screening, diagnostic și terapie, împreună cu îndrumări de natură psihologică și spirituală pentru toți pacienții săi. Vă invităm alături de noi în această călătorie inedită, clădirea primului spital oncologic adventist din România. Darul tău va contribui în mod direct la construirea unității și va ajuta milioane de oameni să reaprindă speranța și să aibă viață din belșug.